Continuăm secțiunea a treia cu intervenția domnului profesor Lucian Bogdan de la Universitatea din Cluj. Are domnia sa o comunicare intitulată Poziția Statelor Unite ale Americii față de instalarea totalitarismului comunist în România post-Berlin, nuanțări și clarificări conceptuale. Domnule profesor, microfon. Vă mulțumesc. În primul rând, aș începe prin a adresa mulțumiri întreg de echipe a Institutului dumneavoastră pentru toate materialele pe baza cărora m-am documentat în redactarea tezei mele de doctorat privind România în politica externă a în perioada Războiului Rece, din care am dezvoltat materialul pe care îl voi prezenta în cele ce urmează. Astfel, aș începe prin a spune faptul că, în general, s-a consacrat în istoriografie, în special în cea americană, dar din multe puncte de vedere și în cea românească, imaginea conform căreia, odată cu victoria în al doilea război mondial, URSS-ul și-a instalat dominația fermă asupra Europei de și implicit asupra României, și SUA asistau pasive de la distanță, fără să ia niciun fel de măsuri. Aici, într-adevăr, lucrurile trebuie privite din perspectiva, sau pot fi privite doar dintr-o perspectivă macro a high politics, aș spune. În sensul în care, într-adevăr, din punct de vedere militar, a avut loc un dezangajament față de Europa de Est, în sensul în care nu s-a mai intervenit pentru a stopa avansul sovietic odată în prima fază a războiului și apoi în faza consolidării comuniste a acelor faimoase teorii ale submarinului și salamului despre Europa de Est. În schimb, această abordare care privește SUA ca fiind pasive vis-a-vis de evenimentele din regiune, vă spune că este reducționistă, cel puțin din perspectiva a ceea ce s-a văzut că s-a întâmplat și există documente în arhivele americane și în cele românești privind unele implicări. E drept, de anvergură mai mică, din care rezultă că pe trei parcursul Războiului Rece a existat o prezență americană și cel puțin la nivel de birou al Departamentului de Stat a existat o preocupare constantă pentru situația din Europa de Est și din România în special. Astfel, de la reprezentanți militari ai SUA, cum ar fi binecunoscutul Cortland, Rensselaer, Van Schuyler, la unii corespondenți de presă, amintesc aici numele lui Percival Knaup, cu toții vor atrage atenția rând pe rând oficialităților americane asupra simpatiilor vizibil pro-americane existând în România și a temerilor generate de instaurarea unei dominații sovietice. Avem aici în vedere chiar situația după întoarcerea armelor și până la începutul 1945. Totuși, problema este că oficialii și reprezentanții americani care informau Departamentul de Stat asupra situației din România erau unii de rang foarte redus sau aveau foarte puțină influență. Astfel, în decembrie 1944, trei locotenenți ai armatei americane, Henry Roberts, Beverly Dewey și Robert Wolf, denunță practicile sovieticilor din Comisia Aliată de Control pe care profesorul Jurescu foarte bine a numit-o la modul sarcastic Comisia Aliată Sovietică de Control ca urmare a predominanței covârșitoare a acestora în ea, avertizând că interesele SUA avea de suferit în acest proces de creare și de preluarea controlului României de către această comisie în care teoretic trebuia să funcționeze ca un organism tripartit, însă funcționa în practică drept pur și simplu o administrație colonială a Moscovei. Sau, după cum era afirmația lui Zuboc și Tășakov, era
o posesiune administrată de proconsuli. Și companiile americane, între care cea mai notabilă este Standard Oil din New Jersey, s-au plâns de situația din România, atrăgând atenția că instalațiile lor petroliere, interesant este, erau dezmembrate de sovietici, care se prevăleau de un tertip, susținând că ar fi fost construite de naziști pentru exploatarea propriului petrol și astfel li se cuvin ca și pradă de război. Acest lucru nu era adevărat și, mă rog, în cele din urmă, statul român va fi cel care va suferi pierderile și va trebui să le despăgubească. Mă rog, aceasta mult mai târziu, în anii 56-58, când se va reglementa unele situații economice ale proprietăților reciproc înghețate în România și în SUA de pe perioada războiului. Încă un aspect la care SUA s-au implicat, chiar dacă nu în măsura decisivă în care, să spunem, s-ar fi sperat, ar fi fost în momentul în care, în 1945, comisarul sovietic Andrei Ianoarevici Vyshinsky venea cu poziția că declarația de la Ialta prevedea formarea de guverne democratice de coaliție, reunind toate forțele antifasciste, astfel încât ei să poată efectiv forma un guvern vizibil pro-sovietic și dominat de comuniști sau, mă rog, membrii Partidului Muncitoresc, cum se numeau la momentul respectiv, Corp Schuller va interveni arătând că este necesară o coaliție mai largă, nu doar Frontul Național Democratic susținut de URSS să conducă politica din România, ci să există reprezentanți din toate formațiunile. Mă rog, la momentul respectiv acest lucru va fi rezolvat de ruși printr-un mod pur simbolic. Mai punem câte un reprezentant de la fiecare partid care, ca să spunem că există, că sunt reprezentate partidele, dar în masa totală a guvernului se practic pierdea un neam și nu avea o putere de decizie. În schimb, un lucru pe care generalul american Schuller îl va reuși va fi să-i convingă pe ruși să accepte acordarea de ajutoare umanitare către România, care erau livrate de Vatican. Într-o perioadă în care după război lipsurile erau de toate felurile, foarte severe, acordarea a 2000 de tone de alimente a fost un element care, în mod sigur, a salvat cel puțin unele vieți. Fapt care nu ar fi fost posibil fără medierea americană. Revenind la situația politică, și ambasadorul american la Moscova, Averell Harriman, va ridica problemele din România cu oficialii sovietici, evidențiind faptul că ar trebui să existe niște competențe limitate ale Comisiei Aliate de Control. Asta s-a întâmplat pe 5 martie 1945, pentru ca ulterior reprezentantul american în această comisie, Burton Barry, să sublinieze faptul că pentru a exista un echilibru la nivelul tuturor forțelor politice reprezentate în România, ar trebui pus ca și prim-ministru un personaj neutru politic, el având în vedere pe prințul Barbu Stirbei. Mă rog, acest lucru nu a mai avut loc. A existat totuși cazuri în care chiar și liderii comuniști sau, mă rog, proto-comuniști, să le spunem, vor avea gesturi favorabile față de SUA, chiar dacă acestea erau de o manieră, tot de vorbă, pur simbolică. Pe 10 martie 1945, primul ministru Petru Grozai telegrafia președintelui Roosevelt pentru a mulțumi SUA pentru sprijinul acordat în retrocedarea Ardealului de Nord. Puțin mai târziu, în același an,
O altă acțiune a SUA a detensionat situația din România. La momentul respectiv, fostul rege Carol al II-lea... Dacă puteți să vă apropiați de concluzii. Da. Se gândea să revină în România, în moment la care secretarul de stat James Burns i-a telegrafia descurajându-l de la a face acest lucru, care într-un moment în care toată situația politică era foarte tulbură, dar ar fi complicat lucrurile excesiv. În continuare, v-am mai amintit doar faptul că un lucru pentru care România a fost acuzat de foarte multe ori, adică de restricționarea libertății de mișcare a personalului diplomatic american, a fost în realitate o măsură introdusă de sovietici în septembrie 1945, iar comuniștii români doar le vor prelua și perpetua timp de circa 15 ani în continuare. SUA au continuat relațiile cu oficialii români aflați în exil, îi amintim aici pe Grigore Gafencu sau Carol Davila. Cu regele Mihai vor avea o poziție totuși ambivalentă. Pe de o parte vor primi în unele vizite, dar îi vor interzice să dea comunicate oficiale personal și doar îl vor informa periodic asupra situației din țară. În schimb, interesant este că așa că o concluzie, încă din 1949, o declarație de politică generală a Departamentului de Stat al SUA arăta că există interese pentru America să se respecte drepturile cetățenești în România și că ar trebui utilizat instrumentul economic pentru atingerea acestui scop. Și, de fapt, aceasta va fi politica SUA față de România, practic, până în prima parte a anilor 70. Acordarea de concesii economice, de unele ajutoare, primirea de delegații comerciale, oferirea de echipament de înaltă tehnologie, în scopul ca România să se deschidă și să se apropie de poziția SUA, sperându-se așa la un comunism dizident, tendință care va fi favorizată. Semnele pentru aceasta, în schimb, există destul de devreme în diplomația americană, lucru atestat de documente. Sigur, a durat foarte mult până să fie puse în aplicare. Aceasta ar fi în linii. Mulțumim, domnule Bogdan. Fără alte comentarii, domnul Constantin Moraru de la Arhivele Naționale Centrale.